Bun găsit, acesta este Info Altfel, un jurnal de știri altfel, așa că sper că veți avea răbdare cu mine, un like și un subscribe, e gratis, nu costă nimic, iar dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Iată despre ce va fi vorba în minutele următoare. Târg de mărțișor la școala gimnazială Regina Maria, Mănăstirea Cașin. Conexiuni culturale la școala gimnazială din comuna Cașin. Ultima zi calendaristică de iarnă a prins școala gimnazială Regina Maria din Mănăstirea Cașin la un târg de mărțișoare. De fapt, a fost o interesantă activitate pregătită de elevii școlii împreună cu cadrele didactice, prin care aceștia au putut experimenta calități de comerciant. Astfel, copiii și-au expus propriile creații de mărțișoare excepționale în curtea școlii pe o vreme plăcută pentru a fi achiziționate de ceilalți colegi și nu numai. Cu ajutorul cadrelor didactice, copiii au creat un fel de târg de mărțișoare. Tuturor le-a făcut plăcere și s-a văzut asta pe echipurile lor și în entuziasmul cu care își prezentau produsele. Așadar, felicitări copii și cadrelor didactice deopotrivă, care i-au instruit și baftă multă în continuare. Așa că Mănăstirea Cașin Live a fost prezentă pentru mediatizarea evenimentului. În cadrul programului național Școala Altfel din 2023, copiii școlii gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin de la clasa pregătitoare a învățătoarei Lazar Ionela au avut parte de o experiență impresionantă la o fabrică de pâine. O vizită care va fi ținută minte frumos. Cu un miros de pâine proaspăt scoasă din cuptor și aluatul frăgezit în mâinile delicate. Am citat din textul scris pe grupul de Facebook al școlii. Și tot în cadrul aceluiași program, elevii mai talentați au susținut un mini-campionat de mini-fotbal între clase. Echipa câștigătoare a fost clasa 8-a a profesorului coordonator Zbârcea George. Pe 3 martie 2023 am avut plăcerea de a lua parte din nou la conexiuni culturale, de această dată în comuna Cașin, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău și Școala Gimnazială Învățător Nicolae Păslaru Cașin. A avut loc un eveniment de cultură și tradiție ce a cuprins, pe lângă o donație de carte și lansarea unui film documentar. De altfel, evenimentul a fost live chiar aici pe acest canal, unde, apropo, vă invit să dați like și subscribe, e gratis, nu costă nimic și mă ajută foarte mult. De asemenea, o să țin să-i mulțumesc cu respect doamnei director a școlii din Cașin și domnului primar Cosmin Curelea pentru oportunitatea de a mediatiza evenimentul.